cum credeți, podul ăsta e afectat? Cu felul cum arată scurgerea de apă? Eu cred că da. Peste drum de primărie, sector 6, pasajul Basarab. Vă imaginați cum curge apa aici când plouă? Acum e soare afară. A rămas doar apă în țavă. Și curge așa continuu. E ruginit deocamdată gardul. Dar poate să ruginească și structura asta metalică care ține podul. Îi pasă cuiva? Sau așteptăm să se prăbușească? Toate scurgerile astea pluviale sunt ruginite, făcute de mântuială. În schimb, sub pod primăria au băgat țâșnitoare, fântâni. Acolo sus arată țava în ultimul hal de ruginire. Și aici e distrusă. Și apa curge oriunde. A? Au ales corect prioritățile? Mie mi se pare că nu.